Peste 30 de edituri din Republica Moldova și România vor participa cu cele mai bune oferte de carte în limba română la ediția din acest an a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Evenimentul va reuni scriitori și istorici de pe ambele maluri ale Prutului. Deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2023 va avea loc pe 30 august, ora 12, la Mediacor, Universitatea de Stat din Moldova. Vizitatorii vor putea găsi la Bookfest peste 30.000 de titluri de carte din toate domeniile și pentru toate vârstele. Este foarte important să avem carte în societatea noastră, în comunitățile noastre. Este foarte important să avem diversitatea și segmentele adresate sau colecțiile de cărți adresate anumitor grupuri, anumitor categorii de vârstă, începând de la copii, de la cei mai mici care încă nu știu să citească. Și ne-au spus azi în primul Europa, la care legat de vânzare de carte, cei ce vorbesc despre o sete a celor care sunt utilizate de educație și de grijă vârstă. Am adus câteva sute de titluri din peste 2000 câte avem. Am observat că aici oamenii se uită preponderent la cărți consistente, filozofie, sociologie, exegeze, carte universitară. Tradițional, în cadrul evenimentului vor fi organizate 10 de lansări de carte, dezbateri și întâlniri cu scriitorii îndrăgiți. E o galerie impresionantă de oameni pe care îi puteți întâlni. Pe cine aș vrea eu să remarc? Cristian Tudor Popescu nu trebuie ratat, Radu Paraschivescu, Ioana Popescu, Cristian Mungiu, Cristian Preta, vineri, după cum spuneam, istoricii, sâmbătă, o zi a literaturii, Cătălin Dorian Popescu de la Ciri. Vizitatorii vor beneficia și din niște reduceri la carte. Editorii atât din Republica Moldova cât și de România donează o parte din publicații care sunt expuse aici în cadrul târgului, le donează către Biblioteca Națională. Și în acest an evenimentul este organizat sub înaltul patronaj al președintei Republicii Moldova Maia Sandu și al președintelui României Klaus Iohannis. Bookfest Chișinău 2023 este susținut financiar de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și Ministerele Culturii din România și Republica Moldova. Evenimentul este organizat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Mediacor, Camera de Comerț și Industrie, Uniunea Editorilor din Republica Moldova și Asociația Editorilor din România. Expo.gr este menit să susțină editurii din România pentru a promova ceva nou. Cartea există numai atunci când ea este citită. Dacă cartea nu e citită, ea nu există. Vă rog să faceți toți care ne ascultă și care ne privesc ca cartea să devie carte. Prima ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău a avut loc în 2016.